Bună dimineața! Hai să-mi scot căștile. Bună dimineața! Bine ați venit la Biserica Adorațio. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne binecuvinteze în primul rând cu prezența Lui, că de asta am venit. Aș vrea să vă îndemn în această dimineață cu un psalm, ultimul psalm din Biblie, psalmul 150, și în primele două versete spune: lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în cerului, unde se arată puterea Lui, lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Ați vrea în această dimineață să-L lăudăm pe Dumnezeu așa cum merită să-L lăudăm? Aș vrea ca închinarea noastră să fie o închinare conformă cu mărimea Lui nemărginită. Dacă ați vrea în această dimineață acest lucru, vă invit să vă ridicați în picioare și să ne gândim câteva momente. Cum îl vedem noi pe Dumnezeu? Cum îl vedem primind și acceptând închinarea noastră? Cum îl vedem în aceste momente ca privind spre noi? Și aș vrea gândul ăsta să rămână în mintea noastră în această dimineață și cred că închinarea noastră nu o să fie una pasivă, una de formă, una doar tărăgănată, așa, să terminăm 30 de minute, ci cred că dacă ne gândim la măreția lui Dumnezeu, măreția lui nemărginită, inclusiv cuvântul ăsta spune că nu-l putem cuprinde nici măcar cu mintea noastră în măreția lui. Cred că dacă avem imaginea asta unui Dumnezeu măreț, unui Dumnezeu nemărginit, unui rege peste toți regii, închinarea noastră nu poate să fie nepăsătoare. Haideți să plecăm capetele. Doamne, îți mulțumim că în dimineața aceasta suntem din nou în prezența Ta, împreună cu biserica. Îți mulțumim, Doamne, că ne-am adunat aici să lăudăm măreția Ta nemărginită. Doamne, vrem să facem acest lucru din toată inima și Te rugăm, primește închinarea noastră, primește lauda noastră și Te rog, coboară-Te Tu în inimile noastre. Amin. Vom cânta, Iisus Hristos e doar.
Haideți și prin rugăciunile noastre să-L lăudăm pe El. Doamne, te lăudăm și binecuvântăm că ești rege al regilor și împăratul împăraților. Doamne, binecuvântăm numele Tău în această dimineață. Binecuvântăm, Doamne, prezența. Doamne, vrem să plecăm de aici, Doamne, împreună cu Tine, vrem să plecăm de aici. Ce-aș putea să mă mândresc? Nici
Iisus, cu slavă îmbrăcat. Iisus, pe tron încoronat. Iisus, în toate cerințe. Iisus, aceeași tu rămâi. Iisus, ești Domnul Domnilor, Iisus, al nostru Salvator, Iisus, din veci glorificat. Iisus, Iisus, ești Domnul Domnilor, Iisus, al nostru Salvator, Iisus, din veci glorificat. Iisus, Iisus, în cerul ai lăsat. Iisus, la slavă ai renunțat. Iisus, în lume ai venit. Iisus, de toți disprețuit. Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus prin veci glorificat. Iisus, Iisus ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus prin veci glorificat. Iisus. Proverbe 4, versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește adevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta, cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Amin. Dumnezeu are un plan cu noi și unul din planurile lui Dumnezeu cu viața noastră e să fim mântuiți. Și L-a dat pe Iisus Hristos, El a murit și a înviat pentru noi. Și dacă în dimineața asta nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu și dacă vrei să știi mai multe despre Iisus Hristos, poți să rămâi să vorbești cu noi la sfârșit.
cu echipa de conducere sau cu oricare dintre noi. Iisus Hristos are câte un plan cu viața noastră și cred că o persoană împlinită la sfârșitul vieții ei este aceea care spune că a făcut și a întocmit voia lui Dumnezeu pe deplin și a făcut ceea ce Dumnezeu a vrut de la acea persoană. Și asta eu o numesc o persoană împlinită, care a fost în locul în care Dumnezeu a vrut-o, care a făcut ceea ce a vrut Dumnezeu să facă. Și pentru asta e o nevoie de un exercițiu. În fiecare zi trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu. În fiecare zi trebuie să te trezești de dimineață și să-ți pui întrebarea: oare ce vrea Dumnezeu cu viața mea astăzi? Ce vrea să fac astăzi? Suntem înzestrați cu atât de multe abilități pe care le-am dobândit, poate din naștere sau poate pe parcursul vieții noastre. Sunt abilitățile tale, sunt ceea ce ești tu, persoana ta, este în slujba lui Dumnezeu? Asta e întrebarea care vrem să ne punem în dimineața asta și vreau să facem rugăciunea aceasta. Și în rugăciunea asta să-i spui: Doamne, oare ce vrei să faci cu mine? Ce vrei să lucrezi cu mine? Haideți să ne rugăm.
lanțuri poți dezlega. Doamne, eu cred, cred în puterea ta. Minuni eu voi vedea, chiar la porunca ta. Doamne, eu cred, cred în puterea ta. Îl poți purta, lanțuri poți dezlega. Că în dimineața aceasta ai lăsat prezența ta printre noi. Îți mulțumim, Doamne, că bucuria salvării, Doamne, în inimile noastre. Îți mulțumim, Doamne, că în această dimineață ne amintim de prețul pe care l-ai plătit pentru noi, ca noi să fim salvați, ca noi, Doamne, să fim mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru acest dar. Doamne, credem în puterea ta, Doamne, și vrem ca viața noastră, întreaga viața noastră, să lăudăm, Doamne, măreția ta. Să lăudăm măreția ta nemărginită prin viețile noastre, prin tot ce facem, vrem să-ți aducem slavă. Îți mulțumim pentru aceste momente minunate. Îți mulțumim, Doamne, pentru prezența ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru cercetarea Duhului tău cel sfânt și te rugăm, Doamne, lasă continuă prezența ta în inimile și în viețile noastre. Amin. Vă invit să vă uitați în stânga, în dreapta, să faceți cunoștință, dacă nu vă cunoașteți, să rostiți o binecuvântare și după aia să luați loc. Aș vrea să ascultăm câteva cuvinte foarte frumoase, scrise de Apostolul Pavel, într-o scrisoare către Biserica din Colose, în primul capitol, de la 21 până la 23. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană și fără vină. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă bateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitori am fost făcut eu, Pavel. Spunea altădată apostolul acestei biserici, comunități din zona Colose, dar considerăm că aceste cuvinte ni le transmite și nouă și sunt foarte, foarte potrivite,
motivatoare pentru momentele care ne așteaptă, acele momente în care, după modelul pe care ni l-a lăsat Hristos, sărbătorim cina sa. Un lucru care de fiecare dată ar trebui să ne aducă multă bucurie, ar trebui să ne încurajeze, să ne responsabilizeze, dar un lucru care ne solicită de fiecare dată să ne verificăm identitatea noastră și să fim sinceri dacă înțelegem cine suntem, ce ne-a chemat Dumnezeu să fim și să facem în lumea asta. Și iată că avem o nouă ocazie în această lună să stăm la masa Domnului, la cina Domnului și cuvintele acestea tragem nădejde să ne fie cu folos în această privință. Noi oamenii de foarte multe ori fie nu avem repere în viață sau dacă le-am avut, poate le neglijăm, le uităm, însă nevoia noastră de repere este foarte, foarte mare. Aș vrea să vă imaginați că vizitați un mall foarte mare, uriaș, și poate că după Revoluție unii care ați mers în afara țării și călătorim acum în spațiul european, cel puțin, dar mulți ați mers departe, pe continente, ați intrat într-un asemenea magazin. Și poate că v-a surprins așa cum a surprins și pe mine la un moment dat, ceva ce nu trăisem ca experiență în România, să văd că în acel mall uriaș, în acel magazin extraordinar, este o hartă gravată acolo, o hartă a magazinului. Pentru că fiind atât de mare, dacă intri, dacă vrei să ajungi undeva, acea hartă te va ajuta. Foarte mulți când intră într-un magazin, poate că nici nu au planuri să mai iasă și pentru ei e un mod și un loc în care își petrec timpul și se bucură pur și simplu să treacă timpul acolo și să privească una și alta. Dar dacă sunteți ca mine și ca mulți alții, poate că sunteți mai orientați pe a merge în magazin și a lua ceea ce v-ați propus. Și dacă ești într-un magazin foarte mare și ești pentru prima dată și nu știi unde să ajungi, ai vrea să rezolvi problema cât mai repede și dacă ai o asemenea hartă, te ajută. Mai nou, acum ele nu sunt gravate, ele sunt digitale și poate la poarta fiecărei intrări în mall, când te uiți la acea hartă digitală, vezi o bulină roșie și spune tu ești aici și te uiți unde vrei să ajungi și ți-e foarte simplu, uitându-te unde ești, să îți faci planul să ajungi în punctul celălalt și să rezolvi problema. Dintr-un anume punct de vedere, putem spune acum, ne ducem din planul ăsta pământesc, cumva, al lucrurilor care trec, de care ne lovim zi de zi, putem spune că Dumnezeu, așa cum ne învață Sfânta Scriptură, a conceput un plan pentru noi oamenii. Un plan prin care să ne așeze într-o relație vie cu El, într-o relație funcțională, de comuniune, autentică, în care El să ne fie Tată, Stăpân și noi să-i fim copii. Acea relație a fost frântă de păcat și ne aducem aminte de căderea primilor oameni, însă Dumnezeu are în vedere, și asta e inima Lui și asta e planul Lui, să refacă legătura dintre om și El și în planul acesta măreț a rânduit prin Domnul Iisus Hristos să se întâmple această refacere. Ăsta e pe scurt planul pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Și de-a lungul milenilor, pentru că acum deja sunt vreo două, planul acesta răsună în urechile multora, pentru că Domnul Iisus Hristos a venit și a săvârșit ceea ce trebuia să se întâmple ca planul acesta să meargă înainte. Și această biserică despre care citim, pentru că am citit cuvinte adresate bisericii din Colose, era conștientă de planul acesta, a îmbrățișat planul lui Dumnezeu prin credință și avea deja reperele clare, știa de ce există. Credincioșii de acolo au pornit la drum. La un moment dat, după ce au auzit Evanghelia și au înțeles cine este Hristos și ce a făcut, cu această convingere că El le-a transformat viața și la o vreme, însă știau și ce îi așteaptă, au apărut tot felul de influențe, tot felul de învățături care i-au defocalizat, care au făcut să uite. Și Apostolul Pavel le scrie niște lucruri extraordinare în această epistolă. Îi readuce la semne, îl prezintă pe Hristos atât de frumos înainte ochilor lor și versetele de dinainte, vă invit să recitiți acasă și din când în când acel imn frumos,
îl face pe Hristos să strălucească atât poate el de mult, cu cuvintele cele mai plăcute, cele mai glorioase, pentru că îl readuce pe Hristos înaintea ochilor, privirilor lor, dar de asemenea și planul acesta pe care Dumnezeu l-a avut pentru ei. Și cu un verset înainte, două chiar, putem citi 19 și 20, el le spunea: Dumnezeu a avut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine, prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Asta este planul lui Dumnezeu, iar voi, colosenilor, v-ați raliat la acest plan, acum sunteți defocalizați, vă influențează anumite învățături, dar trebuie să vă întoarceți și trebuie să vă reamintiți care sunt reperele esențiale pentru viață. Voi sunteți parte acestui plan și așa trebuie să vă gestionați viața și alergarea fiecărei zile. Și de la ei mă întorc acum înspre noi, pentru că în versetele 21-23 practic e același plan așezat acolo, care are în centru răscumpărarea făcută de Hristos. Oarecum se arată beneficiile pe care venirea lui Hristos și planul acesta le aduce pentru om. Cred însă că același lucru e valabil și pentru noi. Avem și noi frământările noastre, alergarea de fiecare zi, cu surprize, unele plăcute, altele neplăcute, câte o săptămână cu o încărcătură extraordinară, cu boli, cu suferință, cu vești rele, poate. Avem și noi viitorul care ne frământă cu tot felul de aspecte necunoscute și de foarte multe ori toate aceste lucruri caută să ne defocalizeze. Dacă l-am cunoscut pe Hristos, dacă i-am declarat credința noastră, caută să ne defocalizeze de la planul în care Dumnezeu ne-a integrat prin Hristos, pe care trebuie să-L cunoaștem, pe care trebuie să-L prețuim. Și este binevenit la cină să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să ne aducă la semne și să ne readucă la persoana lui Hristos și frumusețea lucrării pe care El a realizat-o și să ne încurajeze acest cuvânt că suntem într-un plan glorios și cu această atitudine mișcați de frumusețea acestui plan pe care și noi îl gustăm și îl împărtășim, să ne apropiem de trupul și de sângele său. Și când le spunea și le amintea despre ceea ce s-a realizat prin jertfa lui Hristos, nu? Trupul lui de carne, prin moarte, aici e vorba de jertfa Domnului, reprezentată prin pâinea și rodul viței pe care noi astăzi le avem aici. Le amintește despre asta Apostolul Pavel. Cumva face apel și la trecut, și la prezent, și la viitor, și beneficiile acestea extraordinare pe care jertfa Domnului Iisus Hristos, moartea Lui pe care o sărbătorim, le-a adus, sunt acum din nou vii înainte ochilor lor. Și iată ce înseamnă jertfa Domnului Iisus Hristos, iată ce beneficii aduce moartea Lui, iată cum a îmbogățit și a dat frumusețe și valoare acestui plan moartea Domnului. În raport cu trecutul, a adus iertare. Pe voi care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum. În starea noastră, după ce ne naștem, deosebim noi binele de rău, noi știm că ne îndreptăm spre moarte veșnică, nu doar fizică, pentru că suntem despărțiți de Dumnezeu. Și în planul acesta, doar Hristos este Cel care poate fi acceptat de Tatăl și jertfa Lui ca plată pentru păcatele noastre. Cine nu acceptă plata aceasta pe care a plătit-o El prin credință și nu-L acceptă pe Hristos ca răscumpărător, nu se poate bucura de împăcare cu Dumnezeu și este în vrășmășie cu Dumnezeu, este dușmanul lui Dumnezeu. Colosenii au gustat iertarea și îmi place să cred și cred că suntem aici oameni care am fost iertați de Dumnezeu și când privim în trecut putem să spunem ca și ei. Și pe voi care odinioară erați străini și vrășmași, El v-a împăcat acum. În raport cu trecutul, jertfa Domnului Iisus Hristos ne vorbește despre iertarea pe care ne-a pregătit-o și ar trebui și astăzi tu, eu, dacă privim în spate, în trecutul nostru, să ne amintim că am fost eliberați de toată povara păcatelor noastre, de toată vina noastră și El ne privește cu bunăvoință și asta înseamnă că ne uităm la prezent și nu doar că a iertat și în prezent ne dă posibilitatea aceasta să ne numim copii ai Lui și privește cu drag la noi și ne acceptă, chiar ne numește sfinți și curați, pentru că versetul 22 continuă și spune ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană și fără vină.
Nu doar că m-a iertat de trecutul meu, dar mi-a transformat și prezentul. Acum nu mă mai privește ca un dușman, mă privește ca pe unul acceptabil, care poate să intre în prezența lui, care poate să vorbească cu Dumnezeu prin rugăciune, poate primi cuvântul lui din Scripturi, ca unul care e pur și simplu acceptat ce parte a familiei sale și te consideră curat datorită curăției lui Hristos în primul rând. Iar lucrul ăsta tot în prezent nu ne lasă în delăsare, nu ne lasă într-o atitudine de, știu eu, irresponsabilitate, ci ne motivează să trăim pe baza acestui fundament conform acestui nume pe care îl purtăm. În raport și în virtutea, în raport cu trecutul pe care El ni l-a iertat, cu lucrarea mare de iertare pe care a făcut-o în viețile noastre și să nu ne clătinăm și să facem tot ce ține de noi ca să-L iubim. Pentru că versetul 23 spunea, negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință. Nu înseamnă că dacă ne-a iertat în trecut, ne-a transformat prezentul, că suntem mai Lui acum, avem o identitate nouă și lucrul ăsta ne dă pace, că ne putem apropia de El, ne culcăm pe ureche. Vrem să perseverăm în credința noastră, vrem să trăim în acord cu poruncile Lui, cu voia Lui, pentru că n-am vrea să ne clatine absolut nimic. Și iată cum prezentul nostru e marcat și mișcat de trecut și până și viitorul nostru e în vedere în planul acesta, pentru că în timp ce ne bucurăm de trecutul iertat, în timp ce avem prezentul transformat, iată că transpare în fața noastră un viitor binecuvântat, că ni se spune aici, fără să vă bateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitori am fost făcut eu, Pavel. În capitolul 1, cu 5 spunea, din pricina nădejdii care vă așteaptă în cerul și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Asta înseamnă că dincolo de viața aceasta pământească, știm că există și altceva. Dumnezeu are în vedere pentru noi o moștenire binecuvântată în glorie. Hristos se va întoarce, apoi planul lui va continua cu alte elemente și detalii extraordinare, glorioase, își va așeza o împărăție, va transforma toate lucrurile, toată creația sa, toate vor fi făcute noi, așa cum le-a intenționat de la început. Și când noi trăim prezentul acesta transformat în calitate de copii ai Lui și ne luptăm să-i fim plăcuți, ne motivează și faptul că va veni vremea aceea și cu gândul și cu dorul la viitorul acela, noi avem nădejde, îl așteptăm și facem tot ce ține de noi să-i fim plăcuți aici pe pământ. Iată cum trecutul, iată cum prezentul, iată cum viitorul sunt cuprinse în jertfa aceasta măreață pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o. Și pentru asta suntem chemați înainte de a ne împărtăși cu trupul și cu sângele Lui să îi aducem răspunsul nostru lui Dumnezeu, răspunsul adecvat. Dacă El ne-a iertat de trecut, dacă El ne-a transformat prezentul, dacă El pune pentru viitor în fața noastră nădejde binecuvântată, cum ar trebui să răspunzi tu? Cum ar trebui să răspund eu? Ăsta e planul lui Dumnezeu pentru noi, în raport cu lucrarea pe care a făcut-o lui Hristos. Ăsta e reperul principal care trebuie să-mi dea bucurie și direcție în viață. Te găsești aici, dacă trebuie să-ți analizezi harta vieții tale spirituală, zbatere, alergările, ești în planul acesta, ți se potrivesc aceste lucruri? Dacă ești unul dintre cei cu trecutul iertat, cu prezentul transformat, cu viitorul în față, însemnând o nădejde binecuvântată, pe care îl aștepți, pe care îl dorești, atunci trebuie să te întorci și în primul rând să-i mulțumești lui Dumnezeu. Iar mai apoi să îl rogi și să-l rugăm împreună, Doamne ajută-ne să nu ieșim din planul acesta al Tău, să facem tot ce ține de noi, să stăm neclintiți, să prețuim planul acesta al Tău și să-ți fim folositori pentru ca și alții să-l cunoască și să-l poată gusta și în felul acesta să aibă parte de binecuvântare. Haideți să stăm ridicați și să facem acum această rugăciune în care, prin harul lui Dumnezeu, să-i aducem mulțumire că am gustat beneficiile, efectele jertfei Domnului Iisus Hristos. Și în felul acesta, apoi să continuăm cu o atitudine de rededicare, să-L rugăm să ne întărească toată viața noastră, să prețuim jertfa Lui, implicațiile acestei lucrări glorioase ale morții Lui și să trăim în acord cu acestea. Iar dacă nu ești în postura în care să te regăsești
în acea stare în care trecutul să-ți fie iertat, prezentul tău transformat, să ai o nădejde pentru viața de dincolo. Spune-i așa cum știi, în rugăciune lui Dumnezeu, să ți se descopere și roagă-L să te facă și pe tine părtaș, pentru că ne cheamă la aceasta Dumnezeu. Și dacă ai nevoie, așa cum se amintea mai devreme, de mai mult ajutor, sprijin, stăm la dispoziție și după întâlnirea noastră și oricând să-ți împărtășim din ceea ce și noi gustăm și ne aduce bucurie și sens, pentru că are de-a face cu planul lui Dumnezeu pentru toți oamenii, nu doar pentru unul, pentru trei, pentru cei de aici, pentru toți oamenii este planul acesta și Domnul să ne facă parte de el la toți cei care suntem aici. Haideți să ne rugăm împreună și apoi în felul ăsta ne asigurăm că suntem cu inima pregătită pentru împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului reprezentate prin pâinea și rodul viței care sunt înaintea noastră. Amin. Cel mai frumos lucru de care ne putem bucura în dimineața aceasta este faptul că, deși ne-am născut în lumea aceasta păcătoasă, astăzi putem sta în prezența Ta, un Dumnezeu Sfânt, fără ca sfințenia Ta să ne nimicească, Doamne. Și pentru asta îți mulțumim. Doamne, acest lucru este posibil pentru că l-avem pe Iisus Hristos ca mijlocitor între Tine și noi. Și toată mânia care ar fi trebuit să cadă peste noi datorită păcatelor noastre, datorită păcătoșeniei noastre, a fost preluată de Iisus, de Fiul Tău. Și în dimineața aceasta, Doamne, prin această pâine și acest rod al viței, ne reamintim de moartea Lui, de frângerea trupului Său. De aceea inima noastră este plină de recunoștință, Doamne, în dimineața aceasta. Și prin faptul că vom lua fiecare câte o bucățică din pâine, Doamne, și vom lua din rodul viței, vrem să vestim încă o dată
acest mare har pe care ni l-ai dat prin moartea Fiului Tău, Iisus Hristos. Deci mă rog, binecuvintează, Doamne, acest lucru în viața fiecărui membru al bisericii noastre. Mă rog să binecuvintezi pâinea aceasta, mă rog să binecuvintezi rodul viței și mă rog, Doamne, mai mult decât atât, ca acest mesaj al morții lui Hristos să transforme viețile noastre, Doamne, să ne facă mai sfinți, mai curați, mai neprihăniți, mai iubitori de Tine și de sfințenie. Și îți mulțumesc, Doamne. Amin. Rugăm atât echipa de laudă și închinare să vină să ne mai slujească, de asemenea și echipa de conducere să vină pentru pregătirea pâinii și rodului viței și amintim două aspecte pe care le luăm în calcul atunci când suntem la cina Domnului această sărbătoare. Cine participă și cum procedăm? Cine participă? Toți cei care au trăit bucuria descrisă în planul acesta, s-au întâlnit cu Hristos, le-a iertat păcatele, la maturitate, drept dovadă au și mărturisit lucrul acesta în apa botezului la maturitate. Toți aceștia pot participa, prietenii noștri, musafirii pe care îi respectăm, copilașii, ei se vor așeza ca să putem să facem diferențierea, să fim organizați mai bine. Dar de iubit îi iubim pe toți și ne dorim ca toți să fie parte acestui plan. Asta e legat de cine, legat de cum, după ce noi pregătim lucrurile, vom trece și cu frații din echipă va fi oferit fiecăruia o bucățică de pâine și rodul viței într-un păhărel și așteptăm până la momentul în care ne amintim cuvintele Domnului și ne vom strădui să luăm deodată, să luăm împreună și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Oh.
vrea să ne asigurăm că a primit fiecare, dacă cumva este nevoie să ne faceți un semn, dar în același timp am vrea să ne amintim cuvintele Domnului Iisus și după modelul Lui, așa cum El a lăsat lucrurile, să luăm. Pentru că El a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Amin. Nu doar cu mulțumire, ci și cu smerire, haideți să ne plecăm în genunchi. Dacă pe unii îi împiedică sănătatea, nu e o problemă, vă adaptați, dar cei care putem să îngenunchem și să mulțumim încă o dată Domnului pentru frumusețea planului Său, pentru valoarea mântuirii, pentru iertarea Sa, pentru Domnul Iisus Hristos, și să ne punem în brațul Lui mai departe, rugându-L să ne întărească pentru a-L sluji cu scumpătate. Putem ocupa lucrurile. Am bucuria să vă spun și un bun venit în familia Adorației. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragilor. Ne bucurăm în primul rând de harul lui Dumnezeu, că suntem sănătoși, că suntem aici și mai mult decât atât, că Dumnezeu ne-a iertat păcatul. Și odată cu iertarea păcatelor, Dumnezeu ne aduce și vestea unei vieți veșnice, și cu această nădejde ca și creștini trăim pe acest pământ. Chiar dacă în jurul nostru sunt probleme, curentul se scumpește, gazul se scumpește, criza e tot parcă mai prezentă, dar noi avem o nădejde. Și nădejdea noastră este în Dumnezeul acesta care este în control și care într-o zi va veni și ne va lua la Sine. Și pentru asta trăim și cu această speranță suntem în fiecare zi. Știi că ori de câte ori ne adunăm aici împreună, ne adunăm împreună să ne reamintim aceste lucruri. Că apoi, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, Biserica Adorație
să fie prezentă în cartierele noastre, în mijlocul oamenilor, în zonele unde Dumnezeu ne-a așezat, să vestim acest lucru cu tărie și cu bucurie în suflet. Dacă ești pentru prima dată în mijlocul nostru, am avea rugămintea. Nu e obligație neapărat, dar la ieșire vor fi frații noștri cu ei cu son. Dacă credeți că vă putem fi de folos într-un fel sau altul, dacă vă putem sluji prin rugăciune, printr-un sfat, nu știu prin ce s-ar putea face acest lucru, luați câte un talon, cereți de la frații noștri cu ei cu son și completați acolo un număr de telefon. Vă vom trimite un SMS, vă vom contacta ca să putem lua legătura cu dumneavoastră, să vă putem sluji cât se poate de bine, în măsura în care credeți că putem să fim de folos în felul acesta. Prin toate noi vrem să-L onorăm pe Dumnezeu. Avem acolo un motto scris pe perete: din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în vecii. Tot ceea ce facem și slujirea noastră și programul din dimineața aceasta, închinarea noastră, viața noastră de peste săptămână, se leagă de El, de Hristos. Pe El vrem să-L onorăm și pe El vrem să-L glorificăm. Fiți bineveniți în biserica noastră. Am marea bucurie să îl prezint în dimineața aceasta, să-l introduc pe fratele Mihai Dumitrașcu. Este păstor în biserica Emanuel de la Galați. Ne-am mai intersectat în mai multe, cu mai multe ocazii. Ultima dată când m-am intersectat cu fratele Mihai în Cluj a fost la conferința ProLeader, unde am ascultat o prelegere care mi-a atins inimale despre legătură cu evangelizarea. Și când l-am auzit, i-am spus: frate Mihai, te rog frumos să vii în biserica noastră și ce ai spus acolo să ne spui și nouă. Deci în dimineața aceasta va vorbi despre evangelizare și ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să-L binecuvinteze, să-L întărească, să-L ia ungere proaspătă, pentru ca mesajul care va fi rostit în dimineața aceasta să atingă și să străpungă inimile noastre. Dumnezeu să-L binecuvinteze, frate Mihai. Vă rog, mulțumesc! Să fiu din nou la adorație. Spun asta pentru că am mai fost în câteva ocazii, să știți, la dumneavoastră. Am fost pe când erați în chirie într-un spațiu pe care l-ați găsit aici în Florești și apoi la demisolul acestei clădiri, cred eu, cel puțin de două ori. Salutări din Galați. Galați este la capătul lumii, depinde cum te uiți la hartă, sau Clujul este la capătul lumii. Pentru mine e Clujul la capătul lumii. Eu sunt căsătorit cu o bistrițeancă, așa se face că trebuie mai des să ajung în Ardeal și cu ocazia asta să mă conectez cu oameni ca dumneavoastră. Și de asemenea, în ultima perioadă, constat că exportăm tineri destul de mulți și spre Cluj, așa că mă bucur să vă văd, să vă revăd, să mă reconectez cu dumneavoastră. Și să văd că aici, în Florești, este o biserică atât de tânără. Wow, mă uit aici peste adunarea asta și nu pot să cred cât de tineri sunteți toți. Mă simt și eu așa mai tânăr când mă uit la dumneavoastră. Și de asemenea să văd dorința fierbinte de a avea impact, de a face ceva semnificativ. Așa că astăzi aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră ceva din viziunea lui Dumnezeu pentru noi. Și pentru început aș vrea să încerc un mic exercițiu cu dumneavoastră și o să vă rog, dacă puteți așa, măcar în mintea dumneavoastră, dacă nu puteți verbaliza, să descrieți câteva dintre personajele pe care eu le afișez aici. Spre exemplu, câți dintre dumneavoastră știți cine a fost Shamua sau Shafat sau Igual sau Palti? Vreți să mai continui? Unii mă întreabă câteodată din ce film sunt personajele astea și eu le spun că sunt din Biblie. Și dificultatea pentru cei mai mulți dintre noi e aceea că nu prea știm cine sunt tipii ăștia. Adică în timp ce eu vă întreb pe dumneavoastră dacă puteți să-i definiți, dacă eu aș fi pus într-o situație asemănătoare, probabil că aș spune, parcă am auzit, dar nu sunt foarte sigur. Dar ca să vă ajut așa un pic, aș vrea să vă invit să îmi spuneți dacă ați auzit despre Caleb. V-ați luminat la față, nu-i așa? Și ați auzit cumva și despre următorul, despre Iosua? Toți sunt în aceeași listă.
Unde îl găsești pe Caleb și Iosua, sunt și ceilalți. Nu i-am pus pe toți, că erau 10 de toți, da? De ce nu știm nimic, sau aproape nimic, sau foarte puțin despre primii, dar imediat ce auzim Caleb, Iosua, ceva ne face să spunem, îi știu pe tipii ăștia. Care-i diferența dintre cele două grupuri? Păi aș putea simplifica spunând, în timp ce Caleb și Iosua au viziune, văd ceea ce vede Dumnezeu, înțeleg vremurile, nu se lasă copleșiți de realitatea în care se găsesc, ceilalți 10 văd pericolul, imposibilitatea de a intra în posesia țării pe care, de altfel, Dumnezeu le-a promis-o. Ei, și în viața bisericii, nu de puține ori, lucrurile sunt asemănătoare. Suntem în situații în care, în pătrățica noastră, trăindu-ne existența, ne simțim extrem de neconfortabili atunci când ar trebui să ieșim de acolo și să facem altceva. Ori nu de puține ori, aș putea să spun, de cele mai multe ori, viziunea lui Dumnezeu presupune să ieșim din zona de confort și să vedem că mai presus de orice circumstanță în care noi ne găsim, este El care are un plan pentru viața noastră. Iată aici un verset pe care mă aștept că-l știți cei mai mulți dintre dumneavoastră. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Înțelegerea acestui verset ar putea fi văzută în felul următor. Când nu există o viziune de la Dumnezeu, o înțelegere a scopurilor lui Dumnezeu, poporul nu are direcție. Mă rog, Cornilescu, când a folosit expresia fără frâu, a avut în vedere calul, care era foarte cunoscut la vremea aia, și dacă nu-i strunit, nu are direcție, se duce peste tot. Dacă ar fi să folosim limbajul pe care îl găsim, spre exemplu, în Biblia, The Message, e foarte interesant cum e tradus versetul acesta. Dacă oamenii nu văd ceea ce Dumnezeu face, se vor poticni, dar când vor participa la ceea ce El revelează, atunci ei sunt cei mai binecuvântați. Acum, dacă ar fi să vă adresez întrebarea, din ce categorie vreți să faceți parte, din categoria celor 10 care văd problemele, sau din categoria celor 2 care văd ceea ce vede Dumnezeu și în loc să se poticnească, participă la planul lui Dumnezeu, probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră o să vreți să subscrieți grupului lui Iosua și Caleb. Dar asta presupune să ne lăsăm provocați și cumva să permitem lui Dumnezeu să lărgească perspectiva noastră. Iată o imagine pe care vreau să o aduc în atenția dumneavoastră și aș vrea să vă întreb ce gânduri vă trec prin minte când vedeți imaginea asta. Cine o fi tipul din față? Aveți vreo idee? Ce reprezintă frânghia într-o organizație sau într-o biserică? S-a luat din cursul Dezvoltarea Naturală a Bisericii, pentru cei ce vreți să aprofundați subiectul. Oare cine or fi tipii din spatele căruței? Dar ce reprezintă roțile alea rotunde din căruță? Și ce însemna faptul că roțile pătrate sunt la căruță? Mă tem că am putea spune că câteodată viața noastră sau viața bisericii noastre poate fi asemănată cu imaginea asta. Avem un tip care încearcă să tragă sărăcuțul de el. Nu? Am avut o imagine pe care am șters-o, că era foarte legată de biserica noastră, da? Am fost într-o tabără la Vulcan, județul Brașov, în 2004 și am găsit acolo o căruță și, mă rog, am urcat. Eram într-un retreat cu liderii bisericii
Și a urcat toată lumea în căruță și, mă rog, ca să dea poza bine, eu m-am așezat în față și trăgeam cumva de căruță și alții pe margini cu biciu, cu crengi în mână, fiecare striga, unul împingea căruța înapoi, altul împingea în față și cumva am sentimentul că e foarte posibil să ne chinuim cu roți pătrate, să transpirăm, să împingem, să fie tensiune maximă și să ținem roțile rotunde în căruță. Și asta trebuie să ne determine că să înțelegem că efortul nu trebuie confundat cu misiunea și că s-ar putea la un moment dat să avem sisteme nefuncționale care ne împiedică să împlinim scopurile lui Dumnezeu pentru vremea aceasta. Vreau să fac pentru început trei afirmații. Prima dintre ele: este voia lui Dumnezeu ca biserica noastră să crească. Credeți lucrul ăsta? Nu sunteți convinși, dar o să vreau să aduc ceva argumente în acest sens. În mod normal, lucrurile sănătoase cresc. Așa a pus Dumnezeu legea aceasta în universul nostru. Dumnezeu niciodată nu intenționează ca tu să rămâi acolo unde erai la început. Mă aștept că în viața de credință am făcut progrese, în formarea caracterului nostru de asemenea am făcut ceva progrese, în modul în care înțelegem visul, perspectiva lui Dumnezeu și acolo am făcut progrese. Ei bine, creșterea este esențială atât timp cât cerul și iadul sunt două realități. Dacă toți care suntem aici credem că raiul este locul unde ajung doar cei mântuiți și iadul este locul unde ajung cei care nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, lucrul acesta va produce în noi pasiune. Trebuie să ne asigurăm, în schimb, că atunci când vorbim de progrese, motivațiile noastre sunt bune. Noi nu creștem pentru a arăta că suntem mai buni decât alții, nu creștem pentru a comunica, știu eu, cât de superior suntem altora, ci noi creștem pentru că înțelegem că Dumnezeu iubește lumea. Dumnezeu iubește păcătoșii. Dumnezeu l-a dat pe unicul său fiu să moară pentru ei. Iar astăzi, la cina Domnului, încă o dată ni s-a amintit acest mare adevăr: Hristosul care moare pentru cei nemântuiți. Ei bine, cum credeți dumneavoastră că privește Dumnezeu spre Florești, spre Cluj, spre Galați, spre România, când atâția oameni trăiesc în păcatele lor? Cu alte cuvinte, se îndreaptă spre pierzare veșnică. Când copiii noștri erau mici, am avut o ieșire cu echipa de la Big Impact în Ungaria. Am avut o retragere acolo pentru dezvoltarea relațiilor între noi și în același timp pentru a lucra la strategia acestei organizații. Și într-o seară, întâlnirea a avut loc într-un complex care cândva a fost o unitate militară, dar anexele au fost transformate și avea undeva un hotel în care eram cazați și mai multe corpuri unde puteam să ne întâlnim. Și în timp ce noi, adulții, eram într-o seară, într-una din sălile respective, am auzit alarma sunând. Și mă rog, s-a creat panică în tot complexul acela și am ieșit și noi afară să vedem ce se întâmplă. N-a durat prea mult până când am primit vestea că băiatul nostru cel mai mic, Remus se numește, da, acum nu mai este atât de mic, așa, avea vreo 7-8 ani pe acolo, este cel care a creat toată panica. Adică erau la intrare în hol, în holul hotelului, și a vrut el să-i arate unui alt băiat ce reprezintă butonul ăla roșu care este acoperit de o sticlă. Zice, dacă nu știi ce înseamnă asta, uite, ți arate eu ce înseamnă. Și în următorul moment, mașinile de pompieri veneau, era noapte,
Colegii mei de la BIC s-au retras în sala respectivă și eu cu soția mea, Nele, am început să umblăm prin campusul acela și să strigăm: Remus, Remus, unde ești? Nu dădeam de el. Imaginați-vă ce vacarme era acolo, da? Mașinile de pompieri veneau în viteză, săreau pompierii din mașini și noi strigam și ne căutam băiatul. Vreau să vă spun că în momentele acelea pe mine nu mă mai interesa absolut nimic. Nu mă interesa strategia Bigului, nu mă interesa succesul lor, nu mă interesa ce fac colegii mei, că știam că sunt bine. Eu și soția mea erau doi părinți disperați care ne gândeam la tot răul care s-ar fi putut întâmpla, pentru că de frică băiatul nostru și-ar fi putut face orice. Și am alergat și am strigat disperați și am spus: Remus, unde ești? Nu-ți fă nicio grijă, tata nu-ți face niciun rău. Ieși, vino, te căutăm. Rog, în cele din urmă a ieșit de sub o scară unde s-a ascuns. Imaginați-vă momentul acela, da? Când l-am văzut în viață, l-am îmbrățișat. Dar Remus mi-a spus așa: tu poți să spui despre cazul acesta dacă spui și continuarea. Așa că n-am încotro, ca să fiu echitabil față de el, trebuie să vă spun și partea a doua. Ne-am liniștit, slavă Domnului, că este bine. Ne-am retras în locul unde erau ceilalți colegi, am stat mult mai târziu și pe la 10 seara ne-am dus și noi, adulții, în hall, în hotelul unde eram cazați. Și eu îi explic pastorului baptist din Galați: fii atent ce a putut să facă Remus. Pe sticla asta, și am atins sticla. A spart-o și era înlocuit acum. Dar sticla pe care au pus-o ăștia s-a mișcat. Și în următorul moment am atins, de fapt, și eu butonul. Au venit mai multe mașini de pompieri. Pentru că au zis: nu ne-am prins care a fost problema prima dată. Și au luat hotelul de sus până jos, fiecare cameră, și au cercetat-o. Mă rog, am devenit faimoși printre colegii noștri de la BIC și acum și la dumneavoastră la Florești. Da? De ce în stare tata și fiul o să facă, da? Ce am vrut să spun cu povestea asta e că, dragilor, inima lui Dumnezeu arde pentru cei păcătoși. În timp ce noi suntem aici și ne simțim bine și am cântat cântările Domnului și ne bucurăm de ceea ce El a făcut pentru noi, ne-am uitat la jertfa Sa, dincolo de zidurile astea, e foarte multă durere. E foarte multă suferință. Sunt oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu care nu-L cunosc pe Domnul. Așa că trebuie să întărim acest lucru. Este voia lui Dumnezeu ca Biserica Adorațio, Biserica Emanuel, de unde vin eu, să crească. A doua afirmație pe care vreau să o fac e aceea că potențialul meu este diferit de al tău. Asta presupune că trebuie să încetăm să ne comparăm unii cu alții, pentru că fiecare dintre noi avem chemarea Lui, însărcinarea Lui și este diferită. Dumnezeu nu mă va trage la răspundere pentru ceea ce am făcut, ci Dumnezeu ne va trage la răspundere pentru ceea ce El ne-a cerut să facem. Și fiecăruia dintre noi ne-a cerut ceva. Cea de-a treia afirmație pe care vreau să o fac: eu mă pot perfecționa. Unii dintre noi credem că totul depinde doar de Dumnezeu. Da, cele mai multe lucruri depind doar de Dumnezeu, dar sunt lucruri care depind și de noi. Așa că, în loc să ne victimizăm, e important să investim în dezvoltarea noastră și când nu investim în, hai să zicem, perfecționarea noastră, devenim foarte critici cu privire la cei care investesc în dezvoltarea lor. Și găsim tot felul de acuze sau scuze în dreptul nostru de ce ei cresc și noi nu creștem. Așa că în momentul în care suntem foarte focalizați pe a ne dezvolta, a crește, pierdem ceva din criticismul acesta. Acum vreau să afirm
patru lucruri cu privire la viziunea lui Dumnezeu pentru noi, care cuprinde, în primul rând, păcătoșii să fie mântuiți. Asta e inima lui Dumnezeu și asta este evangelizarea. Dar lucrurile nu se opresc aici. Cei mântuiți sunt păstoriți. Este locul unde ne apropiem de ei și ajutăm să devină stabilizați. Apoi, cei păstoriți sunt instruiți, sunt echipați, ca apoi cei echipați să fie mobilizați în vederea slujirii. Și acum vă invit să citim Scriptura. Isaia, capitolul 64, versetele 1 până la 4. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați. Și apoi cuvântul continuă, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai credinței, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetăți pustiite, rămase pustii din neam în neam. Aceasta este misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Hristos când a venit în lume. Și cred că este chemarea pe care Domnul ne-o face fiecăruia dintre noi. Haideți să ne uităm la câteva aspecte în textul acesta. În primul rând, Hristos a fost chemat să proclame vestea bună. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. Asta este prima lucrare pe care Dumnezeu a încredințat-o bisericii sale de asemenea. Să ducem această veste bună, care nu este altceva decât evangelizarea. În al doilea rând, uitați-vă, vă rog, El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, nu doar că le aduc vești bune, să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe cei întristați. Așa că o altă parte a viziunii lui Dumnezeu este vindecarea inimilor zdrobite, ceea ce îi ajută pe oameni să se consolideze. În al treilea rând, dacă este să continuăm să ne uităm la textul acesta, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Și asta îmi spune mie că trebuie să acordăm frumusețe în locul cenușei. Și omul care a venit la Hristos, care a auzit vestea bună, care a fost vindecat de trecutul lui, presupune acum să intre într-un proces de echipare, ca apoi, în al patrulea rând, să fie zidit, să slujească cu darurile pe care Dumnezeu i le-a încredințat. Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături. Bun, o să spuneți, asta e pentru Iisus, e profeția lui Isaia, dar oare chiar pot să iau eu toate astea și să cred că Dumnezeu mă cheamă pe mine, pe noi, biserica de astăzi, să facem lucrul acesta? Haideți să deschidem în Noul Testament la Efeseni, capitolul 1, și să citim rugăciunea lui Pavel pentru biserica din Efes.
versetele 17 și 18 pentru început, dar o să vreau să-l citim și pe versetul 19. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui și care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioși și nemărginită mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Uitați-vă la prima parte a rugăciunii lui Pavel. Mă rog să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Oamenii au nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu. N-au nevoie de religia sau religiozitatea noastră. Tot ce presupune viața noastră de credință începe cu cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și asta este prima chemare pe care Dumnezeu o face bisericii sale, și anume evangelizarea. Sufletele oamenilor sunt pierdute. Și întrebarea pe care merită să ne adresăm este: ce facem noi pentru gălățeni? Ce faceți dumneavoastră pentru clujeni, pentru cei din această zonă în care Dumnezeu ne-a așezat? Ce putem face? Noi nu putem să-i convingem cu privire la condiția lor, noi nu putem să producem pocăință în viața lor, tot ce putem noi face este ca să facilităm experimentarea cunoașterii lui Dumnezeu. Cum facem lucrul acesta? Ei, și de aici este o discuție întreagă. Eu vreau să vă propun, în primul rând, un lucru care poate implica pe orice credincios, și anume, identifică oamenii cu care Dumnezeu te-a adus în relații, oecosul tău. Adică, care sunt persoanele acelea pe care Dumnezeu le-a adus deja în viața ta? Gândește-te la familia ta. Sunt toți din familia ta întorși la Domnul? Gândește-te la mama ta, la tatăl tău, la fratele tău, la sora, la soț, la soție, la copii, la unchi, mătuși, bunici, cumnați, nepoți, socri. Când îi pui pe toți pe listă, e cineva dintre aceștia care nu-L cunoaște pe Domnul? Ok, ăla este oicosul tău. Dumnezeu te-a așezat acolo pentru ca să duci vestea bună. Mută-te un pic mai departe, la serviciu, la facultate, la școală. Colegii mei, angajatorul meu, angajații mei, profesorii mei, elevii mei, studenții mei, membrii echipei mele. Mută-te un pic mai departe, în societate. La medicul tău, la coafeza ta, la frizerul tău, la avocatul tău, la instalatorul tău, la vecinii tăi, la agentul de asigurări, la vânzătorii din magazine. Fă o listă acum. Vreau să te invit să vezi oamenii printre care Dumnezeu te-a așezat. Gândește-te, te rog, la toți cei cu care tu interacționezi și care nu-L cunosc pe Domnul. Și fă o listă cu ei. Tu ești chemat să fii preot printre ei. Ce face un preot? Pe imaginea Vechiului Testament, stă între omul păcătos și Dumnezeul Sfânt și mijlocește. Și apoi îl ia pe Dumnezeul Transcendent și îl aduce omului care este în păcat. Și Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi să fim preoți. Oriunde suntem, de luni până sâmbătă, Biserica lui Hristos împrăștiată este formată dintr-o mulțime de preoți care slujesc. După ce ai făcut lista asta și realizezi care este câmpul tău de misiune, nu trebuie să te duci neapărat să bați la poarta unui necunoscut, deși dacă Domnul te trimite, cred că e important să faci lucrul ăsta. După ce ai lista asta, și bănuiesc că unii dintre dumneavoastră deja aveți acolo în spațiile pe care eu le-am creat niște nume puse,
Fă următorul lucru. Începe să te rogi pentru ei. În primul rând, roagă-te ca puterile întunericului care stăpânesc peste acea persoană să fie date la o parte și să nu mai respingă mesajul Evangheliei. Apoi, roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să aducă convingere cu privire la păcatul din viața sa și să înțeleagă planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lui. Apoi, continuă rugăciunea și roagă-te ca Dumnezeu să pregătească momentul potrivit în care să poți să-i prezinți mesajul salvării și să-l conduci la Hristos. Roagă-te pentru tine însuți ca Dumnezeu să te călăuzească, să-ți dea tactul necesar ca în procesul acesta să-l poți conduce la Domnul. Și apoi asociază-te cu acea persoană. Fă ceva. Pentru mine, ca pastor, să știți că este foarte dificil când ajung aici. Și o să vă spun de ce. Toți frații și surorile și cumnații și cumnatele mele și nepoții mei, prin harul lui Dumnezeu, sunt credincioși. Părinții și socrii mei sunt credincioși. Unchii și mătușele mele sunt credincioase. Eu lucrez la biserică full-time. Toți colegii mei sunt credincioși. Oamenii cu care lucrez sunt credincioși. Și eu invit biserica noastră să se implice în evangelizare. Și eu mă întreb, bun, și eu pe cine pun pe lista asta? N-am pe cine să pun. Bun, dar cum pot eu să invit pe alții să facă lucrul ăsta când eu însumi nu sunt exemplu? Și aici începe tensiunea mea. Și este o tensiune foarte mare. Atunci mă rog și mă gândesc, Doamne, cum aduci Tu oameni în viața mea cărora să pot să le spun despre Tine? Ce metode să folosesc? Vă dau un exemplu sau poate mai multe să vedem timpul cum îmi va permite. În 2017, când s-au împlinit 500 de ani de la reforma lui Martin Luther, unul dintre colegii noștri din echipa de la biserică a spus, ce-ar fi să facem un eveniment cu această ocazie? Și printre lucrurile pe care le-am decis a fost, ce-ar fi să facem un simpozion cu Catedra de Filozofie și de Istorie a Universității din Galați? Wow, ne-a plăcut ideea asta, a rezonat foarte mult. Și printr-unul dintre profesorii care mai venea din când în când pe la noi, pe la biserică, ne-am dus și am vorbit cu decanul Facultății de Istorie și Filozofie. Și acesta s-a arătat foarte încântat și noi ne-am ocupat de organizare și ei au participat cu anumite lucrări științifice care dau bine la CV-ul celor care sunt implicați acolo. Și am făcut un eveniment, credem noi, foarte plăcut în cadrul universității, dar l-am adus pe decan, pe pagina mea de Facebook, ca prieten. Pentru că am vrut cumva să vadă mai mult despre ce fac eu, cine sunt eu. Și am păstrat de atunci această relație. În mijlocul pandemiei au fost ceva alegeri, cred că alegerile locale, da. Și la un moment dat mă caută decanul că ar vrea să mă întâlnesc cu prorectorul care candida, mă rog, la o anumită poziție. Și m-am dus și am povestit cu ei. Am fost la un restaurant, am servit ceva și am povestit de toate. Mă rog, ei mi-au spus despre planurile lor politice, eu le-am spus că nu pot să fac politică în biserică, dar că apreciez că am onoarea să stau cu doi oameni atât de valoroși la masă. I-am întrebat despre cum dezvoltă ei curricula, care-i produsul final al universității, care-i portretul final al absolventului și cum se leagă toate elementele pe care le fac de finalitatea studentului. Și ei mi-au spus la un moment dat, domnule, cred că sunteți din altă lume. Adică noi nu chiar așa se gândește în țara asta. Am înțeles, dar dacă ajungeți unde vreți să ajungeți, cum o să arate Galațiu? Știți că la restaurante acolo se dezvoltă multe strategii și viziune și am luat eu șervețelul, că așa se întâmplă, și am desenat, uite, dacă ar
ați unit Galațiu cu Brăila, că sunt numai vreo 15 km între cele două orașe, asta ar deveni cea mai mare aglomerație după București din România. Ați putea pune un aeroport, există Dunărea, faceți o autostradă cu care legați Galațiu de București și dați-i numele Dunărea de Jos acestui nou oraș și deja după aceea puteți numai să vă plimbați prin zone exotice pentru că totul se va dezvolta de la sine. Mă rog, și i-am spus, ok, eu v-am ascultat, n-ați vrea să veniți odată și la noi la biserică? V-a zis, da, venim, dar după ce se termină campania electorală. A zis, apreciez foarte mult lucrul ăsta. Da, imaginați-vă că în momentul în care am avut o zi specială de evangelizare, i-am căutat pe toți din lista mea și am ajuns la cei doi. I-am invitat și sigur că a fost o plăcere să-i văd, au venit și s-au ajutat chiar pe primul rând în fața mea ca să mă intimideze suficient de mult, știi, că parcă eram la examen, că erau acolo, dar am vrut să vă dau acest exemplu pentru că cumva am ales să-mi transform pagina mea de Facebook într-un loc unde să-i chem și pe oamenii care sunt din afară și cu care dezvolt relații. Așa că încerc în general să fiu foarte atent cu ce postez pe Facebook. Căutând în aceeași direcție să înțeleg cum aș putea să mă conectez cu oamenii, m-am rugat și, mă rog, m-am dus la puține ședințe ale copiilor mei când erau la școală în ultimii ani, dar am fost la câteva. Și m-am dus la ultimul nostru băiat despre care tocmai v-am povestit în timp ce era la liceu, la un colegiu în Galați și pentru că am intervenit în câteva situații, s-au gândit ei că tare bine ar fi să mă propună președintele părinților pe colegiu. Bă, când am auzit asta, am spus, stați, nu am pic. Și mi-am făcut calcule. Cât de ocupat sunt eu la biserică, cât de ocupat sunt cu prolider, cât de ocupat sunt la comunitate, cât de ocupat sunt cu ce mai fac eu și am spus, nu cred că pot să fac asta. Și apoi a venit următorul gând, care cred eu că a fost de la Duhul Sfânt, care mi-a zis, dar nu te-ai rugat ca să ai contacte cu oamenii care nu-L cunosc pe Domnul? Nu cumva eu deschid o ușă? Am zis, ok, probabil că ar trebui să accept asta. Și am devenit președintele colegiului respectiv, al părinților. Mă rog, participam la toate ședințele, toți profesorii, toată lumea știa că eu sunt pastorul Bisericii Emanuel. Și m-au chemat să vorbesc din perspectivă creștină în anumite situații și la un moment dat a venit o reprezentantă a primăriei care nu știa cine sunt. Zice, dar dumneavoastră, cine sunteți, domnul Dumitrașcu? Am zis, sunt tatăl unui dintre copii. Bine, zice, știu asta, dar dincolo de asta. N-am vrut să-i spun. La următoarea ședință zicea, știu cine sunteți. Ei, zic, ce așa greu? A spus între două ghilimele numele meu pe domnul Google, care le știe pe toate și a fost atât de simplu să aflați. Ei, astăzi ea a fost pe lista mea. Am scos asta ca să vă arăt că acum urmează concertul de Crăciun și fiecare membru din biserica noastră are lista asta de care vă spuneam, pentru care se roagă și am aici și eu câțiva pentru care mă rog. Mi-am găsit mai vechi hârtii și a fost așa de frumos să spun, uite, el este Timotei, m-am rugat și eu alături de alții și astăzi este întors la Domnul și aia este mătușa mea, am avut o mătușă care nu a fost întorsă la Domnul și astăzi este întoarsă la Domnul și asta e verișoara mea, Lili, și ea este întoarsă la Domnul. Și port hârtia asta cum o poartă toți membrii bisericii noastre în Biblie și ne rugăm pentru oamenii aceștia. Ei bine, eu mă aștept că și astăzi doamna la care fac referire este la noi la slujbă și se închină. Pentru că după ce a descoperit, mă rog, că sunt de altă culoare, ca să zic așa, și am reușit să-i transmit încredere, ea a vrut să vadă ce se întâmplă, unde merg eu, unde eu slujesc. Și sunt încântat să văd că Dumnezeu îi cercetează inima și acum participă cu regularitate la viața spirituală a bisericii noastre. Așa că vreau să te încurajez acum. Dacă Dumnezeu ți-a dat harul să locuiești printre oameni pe care El vrea să evangelizeze, asociază-te cu ei. Și iată câteva idei pe care vreau să ți le dau. Ele sunt mult mai multe
și poți fi suficient de ingenios, da? Ajută pe cineva din oamenii ăștia pe care ai pus pe lista ta cu ceva treabă pe acasă. Mă rog, este o forțare, traducere din engleză ca să fie în ordine alfabetică. Bea un ceai sau o cafea cu cineva și povestește cu persoana respectivă. Cheamă pe cineva la tine acasă și stai de vorbă cu acea persoană. Dă un cadou mic cuiva. Apoi expune-le faptele bune pe care ți le-a făcut Domnul. Fă ceva pentru un vecin, gătește o prăjitură și continuă până la Z, că sunt nenumărate lucruri pe care le poți face. Asigură-te că în procesul acesta tu lucrezi împreună cu Dumnezeu, ca oamenii aceștia să-L cunoască pe Domnul. Ce voi face eu acum cu toată lista asta? Păi, deja am tot pun pe pagina mea de Facebook concertul din 18 decembrie, da, și mă aștept că, repetând postarea mea, toți prietenii mei care nu-L cunosc pe Domnul, și cred că sunt câțiva zeci sau sute acolo, văd asta și acum eu trebuie să-i caut pe oamenii ăștia și să fac ceva. Să fac o acțiune pentru ei. Vă mai dau un exemplu. Mi-am vândut casa. Și a venit să ne o cumpere, așa, a pregătit Dumnezeu, un profesor de la universitate, un profesor de fizică. Și i-a plăcut casa și am făcut târgul. Și aceeași întrebare. Dar cine sunteți, domnule Dumitrașcu? Trebuie să-i spun. Ați auzit de Biserica Emanuel? Zice, da. Zic, eu sunt pastorul bisericii. Am văzut eu din dicție că, da, parcă ceva e diferit. Și omul ăsta, într-o seară, în timp ce eram în procesul semnării actelor, a venit să mai vadă o dată casa. A venit cu o sacoșică și a venit cu o sticlă cu vin și cu cafea și a spus, uite, așa de bine mă simt în casă la dumneavoastră. Am venit să petrecem timp. Bine ați venit, domnul Murariu. Ați dat pe canapea. Am spus că apreciez foarte mult gestul lui de a-mi aduce sticla aia. Nu mă pricep la calitatea vinului, dar zic, eu am ales abstinența la capitolul ăsta. Aș vrea să nu vă supărați pe mine. Dar haideți să povestim. Și din ce povesteam acolo, omul s-a început să-și verse inima și mi-a spus că a avut un singur băiat care a fost olimpic internațional la astrofizică, dacă am reținut eu corect, și că anul trecut l-a găsit mort în baie, în timp ce venise în vacanță, student fiind la undeva în Londra, în Anglia. Și deodată m-am trezit că omul ăla a început să-și verse toată durerea lui în sufrageria noastră. Atunci a spus soției mele, tu crezi că Dumnezeu la voia întâmplării ne-a adus împreună? Și de atunci, uitați-l, este pe lista mea, este primul. Da, l-am invitat și pe el, a venit odată la slujbă. Mi-a spus că a verificat cuvintele pe care le-am folosit să vadă dacă au sensul la care am făcut o referire. Mă rog, au exercițiu oamenii ăștia, da? Și am spus că a găsit acel sens, dar în momentul în care i-am predat casa, am zis, cum putem să o predăm, să-i o dăm, făcând ceva, să aibă o experiență, ceva care să-l marcheze. Și gândul pe care noi l-am avut a fost acela, uite, cumpărăm un tort, venim noi cu toți copiii, cu nepotul nostru, el cu soția, povestim, servim tortul și acolo vorbim în continuare despre Domnul. Și am spus, uitați, în sufrageria asta noi ne-am rugat cu copiii noștri, aici ne-am crescut copiii în casa asta, Dumnezeu ne-a binecuvântat, eu cred că va fi un loc unde vă veți simți bine. Și după ce am servit tortul, am zis, nu ne dați voie să ne rugăm pentru dumneavoastră. A fost un moment sfânt. Oamenii aceia ne-au permis să ne rugăm, să putem dezvolta o relație. Eu vreau să vă spun că eu nu sunt evanghelist, așa,
în modul în care Dumnezeu m-a înzestrat. Nu sunt un evanghelist, dar trebuie să fac lucrarea unui evanghelist. Așa ne cheamă Dumnezeu. Așa că aș vrea să vă invit să înțelegeți că dumneavoastră, noi, credincioșii, nu mai putem trăi pentru noi înșine. Eu odată m-am simțit foarte obosit în prima biserică pe care am păstorit-o, 5 ani am păstorit biserica în care am crescut, pentru că am avut sentimentul că am transformat biserica în consumatori. Oameni care doar vin să fie binecuvântați. Și focalizarea de cele mai multe ori este pe noi. Doamne, binecuvântează-mă. Pastore, am venit la biserică ca să fiu binecuvântat. Aș vrea cântările, slujba, totul să mă binecuvânteze pe mine. Dar, dragilor, dați-mi voie să vă spun că în momentul în care alegem să slujim și accentul nu mai cade pe noi, ci cum pot să fiu eu o binecuvântare, rugăciunea se schimbă. Te vei ruga înainte de slujbă, Doamne, aș vrea ca la întâlnirea de astăzi să mă ajuți ca eu să fiu o binecuvântare pentru cineva. Oare cum aș putea să fac lucrul acesta? Și asta înseamnă că ne vom duce spre a transforma slujbele de duminica într-o experiență irezistibilă pentru oamenii care nu-L cunosc pe Domnul, pentru că au nevoie de El. Aș vrea să mă apropii de încheiere, sărind peste etapele celelalte. S-a întâmplat ceva sau de mai tare, nu? Peste celelalte faze ale viziunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o și să vă spun o poveste pe care am citit-o și care m-a tulburat. Povestea asta are de-a face cu Hudson Taylor. El s-a dus în biserica lui din Anglia după ce a petrecut un timp în China și le-a spus o poveste. Zice, în timp ce eram în China, eram pe malul mării și Petru era la pescuit cu mai mulți alții și ăsta a căzut din barcă. Și în timp ce se scufunda, a strigat să fie salvat. Și ceilalți pescari au spus, cât ne dai ca să te salvăm? Și omul a spus, n-am decât 5 dolari. Au, zice, dacă nu ne dai 25 de dolari, nici nu ne mișcăm să venim spre tine. Și omul zice, vă dau tot ce am, numai salvați-mă. Când în cele din urmă, unul dintre pescari s-a decis să meargă să-l salveze, a fost prea târziu. Toată adunarea a fost indignată. Cum e posibil așa ceva? Să negociez viața cuiva în ultimele momente. Păi Taylor s-a uitat spre ei și a spus, de fapt, despre voi este vorba. Că în timp ce voi stați în biserica asta și vă simțiți bine și veniți la fiecare slujbă să fiți binecuvântați, sunt atâția care mor și dacă voi chiar credeți în iad, se duc acolo. Și vouă nu vă pasă. Tot ce este important pentru voi este ca voi să vă simțiți bine. Mă rog, nu știu ce simțiți dumneavoastră, pentru mine a fost tulburătoare povestea asta, pentru că m-am regăsit. Pentru că mult timp îl petrec doar pentru a primi binecuvântări și pierd din vedere că chemarea lui Dumnezeu este ca eu, ca noi, să ne implicăm. Poate că este timpul să începem să descifrăm planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Poate că este vremea să realizăm că Dumnezeu contează, că oamenii contează și că eternitatea contează. Și dacă toate astea contează, înseamnă că întreaga mea perspectivă despre lume, despre viață, despre cine sunt eu, despre cum mă relaționez la oamenii din jur, se schimbă. Dragii mei, recitesc versetul din Proverbe, capitolul 29, versetul 18. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Și dați-mi voie să recitesc traducerea The Message. Dacă oamenii nu pot vedea ceea ce face Dumnezeu, se vor poticni. Dar atunci când ei participă la ceea ce El revelează,
ei sunt binecuvântați. Întrebare. Dumneavoastră, vedeți ce face Dumnezeu în vremea asta? Sunteți, vreți să fiți parte a ceea ce face El? Doamne, ajută-ne! Holdele sunt coapte. Secerișul este mare. Și lucrătorii sunt aici. Gata să fie folosiți de Dumnezeu pentru slava Sa. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Da. Care este prețul care suntem dispuși să-l plătim noi când e vorba să-l salvăm pe cel de lângă noi? Ați gândit vreodată la acest aspect? Este atât de tentant uneori să rămâi în zona ta de confort, să te mulțumești ca tu să te simți bine. Și când vii la biserică, să vii cu acest scop, să te simți bine. Dar cât de dureros este că lângă noi sunt atâția oameni care, deși fiind cu zâmbetul pe buze, foarte mulți din ei duc poveri grele pe umeri. Și tu care ai speranța în suflet, care ai nădejdea unei vieți viitoare, treci pe lângă el și nu te gândești să-i spui un bună ziua, poate, să-i spui că Dumnezeu îl iubește, să cauți un pot de comunicare prin care să ajungi să-i vestești Evanghelia. Lucrătorii sunt aici, dumneavoastră sunteți, noi suntem. Și Dumnezeu ne-a făcut preoți pe casa ta de scară, în blocul în care locuiești, pe strada ta, între prietenii tăi, între vecinii tăi. Dumnezeu nu ne cheamă să facem prozeliți, Dumnezeu ne cheamă să vestim Evanghelia, ca oamenii să fie mântuiți prin Iisus Hristos. Și Dumnezeu ne cheamă pe toți la acest lucru. Și este perioada în care ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos și rog pe Bogdan să vină aici aproape de mine. Avem câteva evenimente mici pregătite ca să aveți ocazia să-i chemați pe cei care îi cunoașteți de lângă dumneavoastră, prieteni ai dumneavoastră, vecini, cunoscuți, din cercul dumneavoastră de influență. O să rog pe Bogdan să ne dea câteva detalii despre evenimentele care le avem și dacă facem aceste lucruri, le facem ca să creăm acel context în care dumneavoastră se aduceți pe cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și ăsta este scopul. Ca împreună să lucrăm ca și o echipă la mântuirea celor care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. În primul rând, aș vrea să aduc un salut bisericii. Așa cum spunea și Beni, am intrat oficial în luna decembrie și acest salut pe care am să-l rostesc în fața dumneavoastră să fie cumva light motivul în această lună a Bisericii Adoratio. Este și motivul pentru care în această dimineață am putut să ne bucurăm de cina Domnului. Și salutul este următorul. Hristos a înviat. Și biserica răspunde? Hristos a înviat. Hristos a înviat. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iubiții mei, copiii lui Dumnezeu au acest motiv de bucurie în preajma sărbătorilor de iarnă. Și anume că cel care s-a născut, cel care a trăit printre noi, cel care și-a arătat slava și puterea în mijlocul nostru, a murit pentru păcatele noastre și a înviat, pentru că astfel fiecare dintre noi să avem acces la Dumnezeu. Și acesta este leitmotivul pe care aș vrea să-l purtăm în inimile noastre, chiar dacă nu sunt sărbătorile pascale, în toată această lună. Da, cadourile, decorațiunile, mâncarea ca la mama acasă, toate sunt bune, dar sunt adiacente și sunt secundare. Motivul nostru este că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a trăit printre noi, a murit și a înviat și prin El avem acces la Dumnezeu. În această lună vor fi organizate mai multe evenimente, mai multe concerte și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste contexte prin care putem să îl vestim pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor
printre neamuri, prieteni și așa mai departe. Duminica viitoare, pe 11 decembrie, va veni în mijlocul nostru corul Maranata. Am avut un cor de tineri, de adolescenți, de copii, dar până acum, în cei 10 ani de istorie a bisericii noastre, n-a fost niciodată un cor mixt de adulți. Vor fi undeva la 50-60 de persoane, va fi un moment cu siguranță binecuvântat și frumos. Iar apoi pe 18 decembrie, în următoarea duminică, va veni Orchestra Harmonix, aici în mijlocul nostru, pentru a lăuda pe Dumnezeu. Sunt tineri, talentați, înzestrați de Dumnezeu și atunci sunt sigur că vom avea un timp binecuvântat de Dumnezeu. Nu ezita să invitați, să-i chemați. Nu în ultimul rând, pe 24 decembrie, pică în ziua de sâmbătă, Departamentul de Închinare și Laud al Bisericii Adoratio vor avea și ei o slujire înaintea lui Dumnezeu. Și mai sunt și multe alte evenimente. Pe 16 decembrie vom avea un eveniment în Petreștii de Jos, acolo unde vrem să plantăm o biserică, iar apoi pe 17 decembrie un alt eveniment organizat aici la biserica noastră de către copii, adolescenții, tinerii bisericii. Sunt atâtea ocazii și contexte în care putem să punem în practică mesajul din această dimineață. Faceți o listă pentru care vreți să vă rugați, să mijlociți înaintea lui Dumnezeu și să-i chemați, să-i invitați la aceste evenimente. Ce să le spuneți? Cum să le abordați? Păi ar fi un exemplu să le spuneți: am un dar pentru tine. Am un dar pentru tine. Întotdeauna când spunem cuiva că vrem să-i facem un cadou, un dar, deja are urechile ciulite. Și este darul speranței, întrupat în Iisus Hristos. Când? Pe 11 decembrie. Poate va zice: ei, nu pot atunci, nu se potrivește cu calendarul meu. Ei, îi pot spune că avem și pe 18 decembrie. Poate nici atunci, pe 24 decembrie, ați prins ideea. Interacționați, vorbiți, comunicați cu cei din anturajul vostru și comunicați-le vestea bună în această perioadă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Mulțumesc, Bogdan. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Să încheiem dimineața aceasta cu rugăciune. Având în inima noastră acest mesaj al chemării lui Dumnezeu, al mandatului pe care Dumnezeu ni l-a dat, acela de a fi, cum spunea Apostolul Petru, un neam de preoți, o împărăție sfântă, în mijlocul oamenilor, acest mesaj mă rog să pecetulească inima noastră și în această rugăciune. Să rămânem în acest spirit al răspunderii față de cei care sunt în jurul nostru, și Dumnezeu ne-a dat harul să trăim în mijlocul lor. Haideți să ne rugăm. Amin. Doar câteva momente, vă rog să ocupați locurile.
Mulțumim Dumnezeu pentru dimineața aceasta și totodată vreau să mulțumesc în mod deosebit fratelui Mihai. Tot weekendul a petrecut cu noi, de ieri, de vineri seara a sosit în Cluj, ieri a petrecut toată ziua cu noi împreună. Aseară am avut un timp binecuvântat cu cei care suntem preocupați de zona asta a evangelizării. Mulțumim pentru tot efortul și pentru tot mesajul care Dumnezeu vi l-a pus pe inimă și l-a transmis. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să binecuvinteze lucrarea, Biserica Emanuel, transmite salutări acasă și le mulțumim că v-au lăsat și v-a dat voie să veniți în mijlocul nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Până de seară, nu mai este mult, ora 6, ne vom vedea aici pentru un timp de părtășie. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți poftă bună, dragilor!